Iar acum, meci pentru centura intercontinentală. Na, nu, mersi, n-am nevoie de prezentarea asta. Așa, atât am vrut să aud, că este meci Steel Cage. Un meci Steel Cage între doi coloși. Și să intre în tip pretendentul pentru titlul Intercontinental, Goldberg. Hai că vedem și noi intrarea aici, că noi am văzut deloc de când am șocul. Lași-o să-l văd cum intră. Aute, Goldberg în 98, când era o mașinărie de bătut. Poate cam overrated, dar totuși tipul e imens. Își merită totuși overall-ul și tot. A putut să dea naibii lui Big Show Jackhammer. A, din Georgia? A, ca și AJ Styles ăsta. Ok, mai este și fum până, dar de ce oare? Bău gaz sau ce dracu? A tras gaz pe nas. A luat space și gata, de asta suflă pe nas. Hai mă, nu dai cu pumnul. Puh, puh. Hai, nu dai cu piciorul, văd că nu. Auză-l pe ăla pe fundal, yeah, cum face. Și intră acum pe scenă ăsta odată. Mă, dar ține ceva între aia lui, că ăsta să fie luat de escortă, de bodyguardie. Hai să văd ce fac în Steel Cage-ul ăsta, că mă descurc cu Braun Strowman sau nu. Și acum să intre X-Slayer al nostru. Deci campion intercontinental. N-are nicio frică. Dacă tot ne-a zăpăcit cu ăsta cum se cheamă, cu momo-ul său, hai să vedem. Bă, cred că mai spăimântător e Braun Strowman decât momo, sincer. Să-l vezi pe unul cât Braun Strowman, dar cum era înainte, cu barba aia de îngrijită și cu părul ăla peste tot, nu ras în părți, chiar că te spui așa de pe stradă. Momo aia vorba unui prieten, e un fel de Jeff the Killer, dar au photoshopat urât după mine așa. Am mai adăugat eu patru cu photoshop-ul. Ia, se mai bugăște puțin centura aia pe acolo. Bine că a arătat cum ridică piciorul peste, că sigur nu-i destul de nas să intre așa. Hai, deci face X-Leader. Dacă putem să-l bate pe Goldberg sau nu. Ne mai face prezentarea? Nu cred. Arată doar cea centură intercontinentală. Auto. Miroase și a fum de afară, nu înțeleg de ce. Ok, se coboară aici cușca, un steel cage pe măsură și să înceapă meciul. Ia de aici. Avantajul meu este că am damage mult pe ăsta. Dezavantajul, când mă mișc foarte greu. Goldberg e mai agil cât decât față de ăsta. Asta să fie clar. Dar măcar am damage ca lumea. Momentum, nu prea cred. Să fac momentum așa mai rapid. Sau, a, stai. Goldberg tot 3 reversuri, cred că are 4. Da, e bine atunci. Mira Nebi care mai multe reversuri, când văd că tot 3 are și el. A, numărat careva pe fundal. Să înțeleg că ăla trebuia să fie arbitrul. Chiar că brutal Irish Whip. Iar atac la umăr. Dacă mi-ar face mie unul ca asta, cred că aș muri, că de-abia ce m-am operat și la umărul ăla. Bine, a trecut o lună și ceva, dar vă dați seama. Dacă vă răcicatricea, vă speriați. Așa, calc pe el. O, m-a luat de picior. Și un takedown. Hai să încerc să mă sui. Aici mă sui mai greu. O, aici m-am prins mai bine. Și m-a luat ăsta.
Nu! M-a trântit. Putea oare să rup peretele cu știi, nici nu știu. Ia, mă ia și mă aruncă pe spate, văd. Te crezi tare? Ia de aici. Hai că mai dă o dată aici la tag la mână. Sau mă rog, mai mult la piept ar fi. Mă la chest, la... Ia văd că... Pe piept l-am făcut galben, pe chest, cum se-ar zice. Mi-ar înlatră și câinele, săracu, văd. Cred că m-au de lactanț, țipa pe aici. Opa. Și mă bagă în turnbuckle. Auci, auci, auci. Face momentum, nu-i bine. Ia să văd ceva, pot să rup ringul cu ăsta? Sunt curios. Skills, hai să văd. Nu ăsta, ăsta, ia să văd. Deci hammer throw, bla 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 bla. Steel case, superplex. Eu vreau să dacă pot să rup ringul. Aaa, dar nu cred că pot să folosesc să rup ringul că e match în cușcă. Dacă era match normal, fără ring din ăsta, poate puteam să-l rup sau nu știu. Că ăsta i-am dat lui Slater manevră lui Strowman și ăla are OMG să rupă ringul. Dar cred că în meciul de gen nu pot. Pot să dau superplex și se deschide ușa. În schimb, e bun și ăla. Și vino cu ace. A, singura chestie ce am schimbat eu lui ăsta, i-am modificat, a fost semnătura. Nu-mi plăcea manevra aia semnătură, cum avea Strowman înainte de lua pumnul și te arunca pe parte. I-am pus un spinebuster, că e mai mișto. Și îmi place cum zic comentatorii, spinebuster. Direct în cușcă l-am aruncat, așa. Adună-ți puterea, Slater-e. Te-a binecuvântat Momo aia sau... Bă, dar ce naiba ai nume ăsta totuși? Momo. Deci măcar numesc spăimântător, poate în altă limbă să fie, dar la noi nici nu sună fricoșător. Putea naibii să fi găsit altceva, nu știu. Uite, Slenderman, sună ca lumea. Sau nu știu, Bobo, mai bine cea că se cheamă Bobo aia decât Momo. Păi te gândești la Momo, te zici că e nume de la de clown, Bobo sau... Na. Bine, ajunge cât am zis de Momo, văd că a postat și ceva... Parcă dării el rai legat de... Ia, se suie sau ce face? Pentru că se urcă pe colț. Stă în colț și se uită la mine, ok. Nu faci nimic? E, fac un... Mamă ce m-am uit! Am crezut că s-a bugut și stă și voiam să fac un taunt. Mamă ce m-am uit aici. Doamne ce m-am uit acolo. Ia de aici un big boot. Fiera ai tu să fii. Ia treci. Tot ăsta mi întoarce. Na. E bine că am de avem 3 reverse, era cam nasol să am 3 și ăsta 4. I-am întors. I-am întors bun. Hai mă, ridicol, dă-l dracu. Treci în colț. În colț am vrut să-l pun. Dar nu mai am energie acum. Stai jos, hai să fac un taunt. Așa. Ok, hai să aruncăm coardă. Cred că se întoarce, nu? Nu s-a întors. Hai să mai dau o semnătură. Dacă mi-o întoarce, am belit-o. Și n-am belit-o. O putea să rup peretele cuști, dar nu cred că merge în jocul ăsta să rup peretele cuștii. Doar dacă era Hell in a Cell, nu Steel Cage. Pregătește spear-ul, văd. Sau Jackhammer, nu știu ce. Nu e Jackhammer-ul. Dar tu cu Jackhammer, deja am două finisher-uri. Ia vină cu ala un adevărat finisher aici. Și ia de aici. Și... Running Power Slam! Asta e că văd că pot să pun și pin ăsta, Steel Cage. Ia uite aici.
highlight reel. Hai să încerc să mă sui. Ok, hai că e bine așa. Aici nu-i bine. Hop! Ok. Escape, escape! Nu, de ce s-a suit ăsta? Aaa, tot ăsta. Uite ce-mi dă. Deci ăsta e mega superplex, cred. Te sui tu, futuți. Da, mă, că se suie ăsta și iese, că până se ridică X-Slider. Hai, mă, ridică-te, mă, că iese ăsta. Așa, vino în jos. Te sui tu pe cușcă? Trei jos. Hai să mai pregătesc, că charge finisher. Asta e, că vă ca însemnătura, am înțeles. Hai să încerc cu Bear Hug-ul. Poate-l fac să cedeze pe Goldberg. Hai mă, hai mă. Nu, s-a schimbat să... Se schimbă săgețile. Ai măi, dă aici cu Bear Hug-ul și nimic. Bine de... Mami, s-a schimbat săgeata. Hai că mai fac un taunt. Deci am făcut pieptul. Deci nu, ce dracu e ăla. Roșu, mai închis oricum. Hai să-i dau încă un running power slam. Mi l-a întors. Too late. Futu-ți ceapa, măti. Îmi da acum, cred, sulița. Na, că i-am întors-o. Te crezi, maker? Băga, hai, charge finisher. Hai să vedem aici. Și... Pac! 2. Da, l-am bătut. O mai atacă și acum careva. Mini AA, văd. 4. Mi-a întors el ceva. Uite aici running force, ce mi-a dus victorie. Stai că nu mi-a ajunge, stai că nu mai bat un pic pe ăsta. Mi-a ajuns de câte ori, văd că mi-au dat unii break, au m-au atacat. Văd că nu m-a mai atacat nimeni, stai că profi și eu acum aici. Hai că-i dau un pic cu scara. Ia de aici, na, și mai o dată. Na, și mai au una. Hai, vino cu acela un... Running po, ia, îl arunc pe, cred că lovesc de scări. Și nu l-am lovit de scări. Mă hud eu, toată lumea văd. Cam atât și tura asta. Ne vedem data viitoare la un alt match de WrestleMania cu YouTube România.